În cadrul competiției au avut loc două întreceri paralele, cea a profesioniștilor cu 6 echipe calificate și cea a școlilor, la care au luat parte 32 de grupări din județul Suceava. Condusă de pe margine de antrenorul Aurel Constantin, echipa școlii numărul 12 a câștigat întrecerea pe școli după ce s-a impus la loviturile de departajare, scor 5-4 în fața școlii din Dumbrăveni. În competiția rezervată cluburilor profesioniste, primul loc a fost adjudecat de Ceahlăul Piatra Neamț, care a învins în finală cu scorul de 2-1 gruparea FC Vaslui. Reprezentanta județului Suceava, echipa Colegiului Național Nicu Gane din Fălticeni, a fost eliminată din competiție încă din faza grupelor din cauza golaverajului mai slab. Cred că Ceahlăul Piatra Neamț cu FC Vaslui a fost printre cele mai bune echipe. A câștigat o echipă care a fost mult puțin mai proaspătă, zic eu, pentru că spre final s-a văzut copiii erau foarte obosiți. Nu știu dacă același lucru s-a întâmplat și la școli, dar așa e în fotbal. Cine cât dă cu un gol mai mult câștigă. Deci eu cred că amândouă echipe trebuie felicitate, și cea de la Liceul Sportiv și cea de la Ceahlăul Piatra Neamț. Sunt sigur că vor reprezenta Moldova cu brio la Constanța. Din păcate, Gheorghe Hagi nu a mai ajuns la Suceava. Organizatorii competiției au motivat acest lucru prin faptul că aeroporturile au fost închise din cauza norului de fum emis de vulcanul din Islanda. Îmi pare rău că nu a ajuns Gheorghe Hagi, vremea a ținut cu noi. Sperăm ca prin această competiție care se desfășoară la Suceava să se audă de ea și la următorul turneu să fie alături de noi. Eu nu sunt mulțumit, îi lăs pe ceilalți să aprecieze, cei care ne-au vizitat și persoanele care au venit la Suceava. Absența fostului capitan al reprezentativei României nu i-a împiedicat însă pe copii să sărbătorească.